Bună ziua, bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune Fotoliu cu Ghimpi. Iată-ne în a treia săptămână de campanie electorală pentru alegerile locale. Începem această săptămână cu domnul Mircea Ioan Moloț, candidat ALDE pentru președinția Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, domnule Moloț, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Sper să fie un bun venit. Să vedem ce va ieși. De data asta emisiunea de promovare electorală. Așadar, Fotoliu cu Ghim nu va avea foarte mulți ghim, pentru că este spațiul nostru în care puteți spune alegătorilor ceea ce v-ați propus dumneavoastră în calitate de candidat pentru județul Hunedoara. Nu știu de ce, îmi tot vine și e bine că n-am pățit-o la dumneavoastră, dar pe la alții am mai pățit-o în loc de candidat, să spun catindat, celebru Caragiale, da? Eu cu cine votez? Și atunci vă întreb pe dumneavoastră... Ei, acum cetățeanul din județul Hunedoara chiar are cu cine vota în absolut toate unitățile administrative, bun, indiferent, cu o singură excepție, doar la Bătrâna, când e unul singur. Acolo e unul singur. Unul singur, e primar, da, n-are probleme. În rest sunt o diversitate. Bun, și atunci eu vă întreb pe dumneavoastră, domnul Moloț, eu cu cine votez? Cu mine. De ce? Din multe motive. Care? În primul rând că eu am mai lucrat în administrație vreo 4 mandate, unul în calitatea mea de viceprimar, perioada 2004, am fost viceprimar și primar era Mircea Muntean, și din 2004 până în 2011 am fost președintele Consiliului Județean, în două legislaturi, 2008 și 2012, candidând prin alegeri uninominale. Ei, dar în toată această perioadă am lăsat urme, în sensul că în 2004, când am preluat Consiliul Județean, spuneam că voi ara județul Hunedoara. Și tema de bază, subiectul care îl discutam, spuneam că vreau să transform județul Hunedoara dintr-un județ monoindustrial pe zone, în sud, mineritul, în centru, metalurgie, așa, și în partea vestică, aur. Cum toate s-au închis, au rămas unele lucruri bune care putem să profităm de ele, dar marea majoritate au rămas uzine, fabrici, poluante și care era o pacoste pentru județ, care era o pacoste pentru județul Hunedoara. De aceea spuneam că noi, colectivul pe care îl conduceam, vrem să aducem Hunedoara în faza unde să fie cotată de mii, zeci de mii, sute de mii de oameni. Eram conștient că, și sunt și acum, și nu cred că Hunedoara va mai deveni vreodată o zonă atât de puternic industrializată cum a fost până în anii 90. Dar poate deveni o zonă turistică căutată, așa cum vă spuneam, de sute de mii de oameni. Dar pentru aceasta aveai nevoie să faci foarte, foarte, foarte multe lucruri. Ca să vină la tine turistul sau și ai tăi din județ să se plimbe dintr-o parte în alta, să-și vadă, fiindcă am constatat, și poate nu vă vine să credeți, că au fost sau sunt zone unde cetățenii de acolo trăiau doar în arealul ăla. Adică ce, nu ieșeau din zonă? Nu. Haideți, domnul Moloț. Unde? În multe locuri. În mod deosebit în Pădurenime. Știți că am întâlnit oameni care spuneau că orizontul lor era Meriam. Acolo era vârful dealului. La Meriam. La Meriam. Am fost acolo. Da? Și nu plecau de acolo fiindcă tren nu era. Apropo, am găsit oameni care n-au văzut tren.
Cum domnule n-a văzut tren? În 2000, cât? 7? Nu, mai repede. Deci înainte de 2000 și știam și de aceea ăsta a fost și motivul pentru care am dirijat destul de multe fonduri, chiar fonduri europene, spre zona pădurenilor. Eu am fost profesor la Lunca Cerni și Negoi, e adevărat, cu ceva ani în urmă, dar mergând după aceea sistematic la ei, lucrurile nu prea s-au schimbat. Adică noroiul era același când ploua, oamenii, unii plecaseră, clar, dar marea majoritate a celor în vârstă mureau și nu vedeau cum arată un tren. Mureau și nu vedeau cum arată un oraș. Mureau și nu-și puteau imagina că la ei în localitate s-ar putea să se circule în mod civilizat pe asfalt, că la el în casă ar putea să ajungă apa, să nu mai care din cine știe ce pârâu pe măgar sau cu vedrele în spate sau încovoiat în mână. Motiv pentru care, în momentul în care am ajuns președinte, repet, am dirijat o serie importantă de fonduri pentru infrastructură. Infrastructură rutieră, dar ca turistul să vină să se simtă bine, trebuia să ai și o infrastructură de apă și canal. Păi bun, și asta în Pădurenim acum? Da. La Lele se parcă... Da, este Păinița, Tomii, Feregi, Cerbălu, deci sunt localități unde este trasă apă centralizată. Eu vreau să vă întreb altceva, domnul Mălaț. Când ați fost președintele Consiliului Județean, ați alocat fonduri și ați construit un drum, a rămas celebru, el este drumul lui Mălaț, care duce până la... Știți că toate drumurile care le-am construit mergând prin zonă, oameni care mă cunosc, să știți, zice, ăsta e drumul Moloț. A, nu, unul, eu de unul știu mai așa. Mai umblați prin țară, prin păi județ. Nu, eu umblu, dar eu de asta știu că e drumul Moloț. Vă duc Moloț. Eu. Drumul lui Moloț, cel care merge până la limita cu județul Caraș-Severin. Alunca Cerni. Da. Plecat de la ce Toplița. Ce cu drumul ăla? Și vreau să vă întreb următorul lucru. Până când erați președinte Consiliului Județean, ați investit. Care a fost motivul pentru care ați investit în drumul acela, având în vedere că partea din Caraș-Severin n-a făcut mai nimic? Mă surprinde întrebarea, dar îmi place că mi-a spus-o. De ce vă surprinde? În ce sens? Plăcut sau neplăcut? Neplăcut, că nu știți sau... Păi, vreați, poate vreați că să, știu, dar vreau știți, să vreau să auziți de la mine, corect. Ei, deci, repet, eu am stat un an de zile profesor la Lunca Cerni și Negoi. Făceam 3 cu 3. 3 zile într-o parte, 3 zile în alta. Am făcut același lucru înainte de armată, 3 zile la Dăbâca, la Hăjdău, 3 zile la Toplița și stăteam în Dăbâca între ele și numai eu vă știu cum în momentul în care ploua, mă încălțam în cizme, îmi luam pantofii într-o plasă, sub o umbrelă, eram tot ud, până ajungeam într-o școală, fiindcă mijloace de transport nu erau decât, vorba românului, perpedes. Ulterior m-am cumpărat și o motocicletă și făceam naveta eu, și... Eu mă las pe motocicletă. Da, până am avut un accident și tata fiertat mi-a luat-o și a zis... I-a dat-o la... Nici nu știu la cine o dat, am avut mari probleme până am găsit persoana ca să pot să radiez, am plătit impozit după ani de zile. Dar la... Revenim la drum. La Lunca Cerni îi coboram pe copii sau de multe ori și adulți care veneau cu mine până în Hunedoara să-i duc să arate, să le arăt gara sau orașul. Și îți făceau cruce. Ei, au venit fondurile europene, am intrat în Comunitatea Europeană, am avut șansa să atrag
fonduri europene și în pădurea Nimeni vreau să vă spun că două drumuri au fost făcute pe fonduri europene. Drumul de la Muncel până la Fereci, care cuprinde și Muncelul Mic, Păinița Tomii și Feregiu. Am trecut de Feregi, încă vreun kilometru, un kilometru jumătate, sperând că la cealaltă tragere de fonduri atragere de fonduri europene să fac legătura prin Poiana Răchițelii, să mă duc la Lunca Cernii, să leg toată pădurea Nimea, fiindcă este o zonă mirifică, fantastic de frumoasă. N-am reușit pe partea aceasta, dar am plecat din Hunedoara și am asfaltat drumul până la Cerbăl. O altă poartă de intrare în pădurea Nimeni și cea mai mare investiție care am făcut-o, la un moment dat, atunci când s-a făcut, era cea mai mare investiție pe fonduri europene în ceea ce înseamnă drumurile rutiere din România, făcută pe fonduri europene. Toplița Lunca Cernii. Lunca Cernii. Și fiindcă Lunca Cernii toată împărțită, Lunca Cernii de jos, gura bordului, Lunca Cernii de sus, trecea prin toate satele alea, nu sunt foarte mulți oameni. Dar să știți că drumul acela l-a schimbat viața. Și da, m-am dus cu el până la limita județului Hunedoara. Mi-a părut rău că n-au mai fost încă 10 km, poate să ajung până în prima... să fie limita lângă prima localitate a Carașului, fiindcă din Lunca Cernii au coborât foarte mulți oameni. Datorită condițiilor mizerii în care trăiau, au venit Hațe, Hunedoara, dar au mers și spre Banat. Și în speranța că cei, după o discuție cu care am avut-o cu cei de la Caraș, că vin și ei și ne unim acolo, a rămas doar drumul meu făcut, că v-ați zis drumul Moloț, făcut și să termine undeva în pădure, corect. Chiar la intrarea în pădure să termine. Chiar la intrarea în pădure, dar repet. Dar el mai, dacă mai merge înainte, mai unde să merge? Am fost normal, acolo, dar nu mai țin minte. Normal, este un drum de țară, forestier. Un drum de țară pe care se poate construi un drum asfaltat. V-am întrebat lucrul ăsta pentru că am citit... Și sunt mândru că l-am făcut și să închei ideea. Oamenii aia de acolo au terenuri de o parte și de alta a drumurilor. Pășuni, fânațe, zona agricolă. Deci îl folosesc și se bucură de el din toate punctele de vedere. Am citit despre asta în scrisoarea pe care dumneavoastră ați adresat-o alegătorilor. Tocmai de asta v-am și întrebat. Ați spus că au fost voci care au contestat asfaltarea drumurilor în Ținutul Pădurenilor pe motiv că asfaltăm prin pădure. Și atunci, voturi nu erau prea multe de luat de acolo, din zonă. Dacă observați, am făcut multe investiții în zona pădurenilor, fiindcă dacă nu făceam acest lucru, se depopula. Și așa au plecat foarte mulți. Și așa am reușit să mai prindem ceva tineret și câteva familii încă puternice și pot să muncească acolo și să-și țină animalele. Ce este îmbucurător este că au apărut case noi. Au venit oameni din Hunedoara, de prin Hațe, de nu știu unde, de pretutindeni, au cumpărat terenuri și își fac locuințe. Case de vară, unii vor să stea, e problema lor. Bucuria este că... Se plătează și la niște pensiuni, până la urmă, dacă... Super! Deci chiar e o zonă unde se plătează la pensiuni. Discutam cu primarul de la Lunca Cernii la un moment dat și îmi spunea o chestie interesantă. Domnule, noi avem brutărie aici. Și nu vine nimeni să-i o dau cu o chirie modică. Zice, e dotată, e tot. Noi trebuie să cumpărăm pâine de pe la Hunedoara, de pe zice, brutăria asta de servea... știți povestea? Da, știu și nu numai... De servea tot Ținutul Pădurenilor. Și uite, acum nu găsesc un investitor să vină să...
Problema este alta, nu l-ați întrebat, dar de ce fostul proprietar nu își continuă activitatea? Nu am întrebat. Ei, vă spun eu. Fiindcă am devenit răutăcioși și invidioși. Dar nu spuneți că e vina primarului. A, nu! Oricui, nici da, nu, știu a cui, nu știu a cui e brutăria. Nu, invidioși nu. Și răutăcioși, în ce da. Sens? Și știi de ce? Producem... Cine era proprietarul brutăriei? Produce pâine, dar cum brutăriile din zona orașelor aici și-au acoperit rețelele și au saturat piața, au ieșit cu mașinile peste tot în zona pădurenilor. Eu vorbesc de zona pădurenilor. Vindeau din mașină direct. Exact. Și au ajuns să cumpere de acolo în loc să-și cumpere pâinea de la ei. Nu numai acolo. Eu am fost în Poiana Răchițelii. Același lucru s-a întâmplat. Numai am fost la o brutărie. Se întâmplă peste tot în satele hunedorene, nu numai în pădurenile. Dom'le, eu vorbesc că s-a ridicat problema la pădure. Da. Acum, în 2020, când suntem super dezvoltați, încă în satele hunedorene se cumpără pâine. Dar se din întâmplă mașină. Acest lucru la nivel de România. Am văzut acum vreo 3 zile, 4, săptămâna trecută, mă rog, la televizor, o doamnă, cred că era din Iași, care făcuse măști, avea stocate măști, da? Acreditate și statul român cumpăra măști din Polonia, de oriunde, nu numai de la români, nu. A încercat femeia să ia legătură cu firme din Polonia. I-a convenit prețul, calitatea și la un moment dat a primit răspunsul, îmi pare rău, aveți preț, aveți calitate, dar luăm de la ei noștri. Păi bun, dar ce legătură are asta cu pâinea? Poftim? Ce legătură are cu pâinea vândută din mașină? Păi exact la fel este. În loc să cumpere și să-și dezvolte, fiindcă acolo, da, pentru că acolo patronul respectiv, nu numai că muncea el, că n-avea timp, el poate să se ocupa de aprovizionare, să umble după grâu, după porumb, după secară, așa, erau niște locuri de muncă care, de unde se luau? Din zona respectivă, din satul respectiv. Ori, necumpărându-i pâinea produșilor, sigur că omul a ajuns să spună că, domnule, lucrez pe minus. El vrea, ați auzit de la primar sau nu știu de la cine ați auzit, de la primar, că au brutărie și vor să o dea cuiva, dar ăla cuiva, eu de exemplu, n-aș lua-o tocmai pe acest considerent. Că? Știind că cetățenii, în loc să facă front comun cu mine, că le asigur și 3, 4, 5, 6, eu știu câte locuri de muncă, poate că ei stând destul de departe unii de alții, își cumpără pâine pentru 2-3 zile, că nu au timp ca la noi, nu-i brutăria sau magazinul la colțul blocului. Și atunci, decât să vină de gura bordului, de exemplu, că nu o să faci brutărie în toate localitățile, că nu sunt atât de mulți oameni care să consume, și atunci, sigur că dai la, vine și iau odată la 3-4 zile. Dar ăia vin odată la 3-4 zile, dar ei se intersectează și atunci ai nevoie de forță de muncă. Poate că lucre copilul meu, poate că lucre copilul lui, copilul tău și așa. Sau eu, dacă sunt în puterea forțelor care să-mi permită să fac chestia asta. Deci de aceea nu merge nimeni. Aha, am înțeles. Aș vrea să plecăm din Ținutul Pădurenilor și să mergem... Deși mi-e atât de drag și atât de frumos, dar unde doriți dumneavoastră? În restul județului Hunedoara. Unde doriți? Domnul Mulaț, ați fost câți ani președinte de Consiliul Județean? Din 2007, din 2004 până în 2011. 7 ani. Cât? 2004-2011, 7 ani, nu? N-am zis bine? Nu.
Da, câți? Pardon, până în 2011, până în 2015. A, până în 2015, atunci este mai da. Mult. Bun. Ce mai vreți, domnule? De ce vă mai trebuie la președinția Consiliului Județean? Unu, am fost întrebat de multă lume. Păi asta vă întreabă toată lumea, asta. Nu? Domnule, nu mă pot împăca cu gândul că eu dacă am o anumită vârstă... Dar nu am spus nimic de vârstă. Nu mai puțin. Ba da, toată nu, lumea... Nu, nu. Mă refeream la funcție. Substratul este absolut ăsta. Deloc. Substratul este. Înseamnă că l-ați înțeles greșit. Nu are nicio legătură cu vârsta. Toată lumea care mă întreabă, ce ai funcția? Nevoie... Ai fost. Bum. Ce mai vrei? Asta este ideea. Ai fost președinte. De ce mai vrei să mai fii? Și vrei să mai fii după 5 ani. Nu mi-am terminat treaba. Asta da. Iar cei care au venit după mine n-au continuat ca să termine treaba care trebuia făcută în județul Nedoara. Asta era ideea. Nu are nicio legătură cu vârsta. No, mă gândeam că așa cum mă întreabă, domnule, ai o anumită vârstă. Nu are nicio treabă cu vârsta. Și asta vreau să răspund și celor care mă întreabă, afară de dumneavoastră, de ce mai vrei, fiindcă vreau să fac să se înțeleagă că pensionarii, atâta timp cât sunt sănătoși... Nu, asta am mai discutat o dată, domnul Molot. Mi-a spus că sunteți tânăr. Sunt utili. Și nimeni nu din spune că nu sunteți. Din toate punctele de vedere. Da, repet, treceți peste aspectul de vârstă, treceți și peste jignirile care vi se aduc uneori pe Facebook cu pensionar, cu vârstă. Pentru mine n-au nicio valoare chestiile astea. Eu mă refer strict la funcție și mi-a spus că nu v-ați terminat treaba. Motivați. Deci, am făcut cele mai mari investiții până acum în județul Hunedoara. Post decembrist, despre ele vorbeam și în perioada când am fost acolo. Așa. N-am făcut fabrici, n-am făcut combinate, dar am făcut cele mai mari investiții. Las la o parte infrastructura de drumuri, infrastructura de apă și canal, care am înțeles că este, deși am un master plan, deși s-au atras fonduri europene, s-au asigurat cofinanțările. Am înțeles că e o întârziere de vreo 3 ani. Dacă greșesc, îmi cer scuze. La planul care era, trebuia 90, mai bine de 90%. Nu mai 3 ani, eu cred că e mai mult. Mă rog. Cred. S-ar putea să aveți dumneavoastră. Deci, sate unde ar fi trebuit să fie introdusă apă și canalizare, master planul ăsta e un obiect, un proiect ambițios, e un proiect pentru tot județul Hunedoara. Corect. Deci dacă vrei să ai un județ dezvoltat, trebuie să ai un asemenea master plan. Da, dar să-l și care trebuie să-l și realizezi. Și atunci trebuia cineva să fie cu ochii pe el și în fiecare, eu făceam săptămâna, lunea, în fiecare lună făceam o ședință cu toți cei care erau în subordinea mea și îmi raportau ce se construia până acum. Și întotdeauna am avut discuții destul de aprinse cu șefii instituțiilor care trebuiau să facă un lucru și nu l-au făcut. Păi da, dar vedeți că șefii aia instituțiilor încă sunt în funcție. Bun, asta nu-i mai e problema mea. Eu cât am lucrat cu ei și-au făcut treaba, adică n-am avut întârzieri. Dacă era de o săptămână, era mare lucru. Dar de 3 ani, deci șefii ăștia trebuiau coordonați de cineva și trași la răspundere. De cine? Păi depinde de cine aparțineau și în speță de Consiliul Județean. Păi da, când erați dumneavoastră, cine îi trăgea la răspundere? Eu. Ca și președinte de Consiliul Județean. Ia spuneți-mi. În fiecare luni aveam operativă în care participau 20-30 de șefi de instituții, șefi de servicii, directori, cu care aveam o discuție fiecare pe tema lui. Domnul Mulaț, am o întrebare. Facem o mică paranteză, ca la matematică. Acum depinde cum e paranteza. Rotundă. Rotundă. Așa. E nevoie de administrator public la Consiliul Județean? De ce nu v-ați luat și dumneavoastră când ați fost? De ce? De ce nu ați creat și dumneavoastră postul ăsta? Îmi pare rău, eu l-am creat. Dumneavoastră l-ați creat. Eu l-am creat. Da, dar da, mai pe final, așa. Nu. Bun, atunci când legea mi-a permis.
Dar e nevoie? Dacă este bun, da. Bună persoana care este pusă pe postul respectiv. Fiindcă tu ca președinte, chiar dacă îți repartizezi la cei doi vicepreședinți sarcinile, e nevoie. Acum depinde și cât se... Deci e cu dus întors. Depinde și cât se implică, te implici tu ca președinte în toate problematicile și cât se implică și cei doi vicepreședinți cărora le dai niște sarcini concrete. Păi, sarcinile noastre le trasați ca președinte de Consiliul Județean, vicepreședinților. Corect, corect. Nu? Deci le dai... Eu am avut și am creat postul de administrator public fiindcă am început să lucrăm pe fonduri europene și aveam nevoie acolo, noi niciunul nu eram specializat din punct de vedere juridic, nu eram juriști, nici eu, nici ceilalți doi compartiment. Ba da, da. N-aș vrea să discut despre compartimente deocamdată. De ce? Nu erau oameni capabili? Pot să spun și așa. Deci... Erau juriști din ăștia făcuți la apelul bocancilor? Am suferit din cauza juriticului din Consiliul Județean. Pe care l-ați găsit la un moment dat. Acum, nu știu, mai aceeași... Nu prea au mai venit. Să știți că salariile erau mici, nu venea nimeni la tine jurist. Toți căutau întreprinderi, avocatură, intrau în magistratură, nu veneau la tine la Consiliu. Salariile erau foarte, foarte mici. Și dacă spun că am suferit din cauza asta, o mai spun la nu știu câte ori. Eu nu mi-am pierdut mandatul de președinte din cauza dosarului penal care l-am avut atunci la vremea aceea, ci datorită faptului că am fost declarat incompatibil. După ce, repet, de nu știu câte ori, ca să nu mai fiu întrebat și lumea să rostogolească bulgărul pe care eu îl lansez, după ce am întrebat secretara Consiliului Județean și nu eram singur, eram la mine în birou cu ceilalți doi vicepreședinți, Ioan Rus, și dacă sunteți incompatibil în Consiliul de Administrație de la... Dacă intram în AGA la drumuri, care era o unitate subordonată, dar era subordonată Consiliului Județean, dar care cu extindere lucra și în alte județe. Păi, domnul Mălăs, dumneavoastră, sunteți profesor de matematică. Prin extinderea logicii trebuia să vă dați seama că sunteți în conflict de interese, că legea spune clar. Nu. Legea nu a apăruse atunci. Legea nu a apăruse. Deci nu a apăruse la momentul ăla. Eram în septembrie 2008. De ce făcusem toată această chestie? Fiindcă în AGA, la drumuri și poduri, au fost toți consilierii. Trebuia să se întâlnească toți, dar nu puteau să ia decizii până nu veneau la noi să le spună. Să se consulte. Să se consulte, să întrebe dacă sunt fonduri, pot face chestia asta. Și atunci am zis, dom'le, hai să intrăm noi trei vicepreședinții și cu președintele și atunci noi știm exact care e situația și putem să luăm niște măsuri pe loc, rapide și eficiente. Și am întrebat-o pe secretară. Doamna secretară, nu suntem în stare de incompatibilitate. Ne-a spus-o clar? Nu. Costel Avram, mai tânăr printre noi, spune, doamna secretară, ăștia doi bătrâni se pensionează. Eu vreau să mai fac politică. Nu avem probleme. Îmi puneți la îndoială profesionalismul meu? Când am văzut chestia asta, zic, bă, e secretară de atâția ani de zile, e juristă, mergem pe mâna ei. Și am mers pe mâna ei.
am ieșit în ianuarie, în timp cât am fost, din 28 septembrie, cred că oricum finalul septembrie, și până în finalul lui ianuarie, nu s-a întâmplat absolut nimic la drumurile județene. N-am virat bani, n-am făcut nicio ședință, deci nimic. Doar aceste două hârtii, una de intrare în AGA și botată prin decizia consilierilor și una de ieșire din AGA. În martie am primit acasă, cred că era 20 martie, chiar de ziua mea, un cadou frumos, în care mă anunță Ani că mă verifică că sunt în situație de incompatibilitate. Asta a fost pe reclamație, domnule. Normal. Păi și-o avut să facă o reclamație la și-o dat adresa unui vecin de al meu. Stau și mă întreb toată povestea asta. Mie îmi pare că sunt un pic coața albă. Păi cum să fie cu altă ață decât eu din cei trei, deci toți trei am intrat prin aceeași decizie și am ieșit prin aceeași decizie. Dar numai eu am fost sancționat ca incompatibil. Nu vreau să fiu paranoic, nu pare o mică înscenare, așa o... ceva de genul, pune mâna, că nu te arzi, dar de fapt ăla frige rău de tot. Asta este. Nu știu ce să zic, dar mă rog, nu vreau să vă dau idei, e mult de atunci. Mulțumesc, am atâtea că nu le mai pot gestiona eu pe ale mele. Așa că, da, știu, nu știu dacă n-a fost toată chestia tendențioasă, asta a fost. Deci rețineți, Ani, din cei trei, s-a axat doar pe mine. Celalți doi, ca și când nici n-ar fi fost acolo. Și ei se bucură de aceeași lege. Da. Așa mi-am pierdut eu. N-am finalizat mandatul și nu altfel, nu datorită dosarului care l-am avut. Bă, există prezumția de nevinovăție în dosar, okay. Așa că zic, în dosar exista prezumția de nevinovăție, da. Până la finalitate nu avea ce să se întâmple, nu cred că ducea la încetarea mandatului. Este foarte clar că acel lucru de la Ani a fost hotărător. Uneori vine buturuga asta mică. Dar interesant a fost că Ani, ca să fie sigur, și mă rog, cei care vroiau să nu mai fie moloți la Consiliul Județean, mi-au mai lansat două dosare, tot de sau conflict de interese. Unul la Crucea Roșie, chipurile eram președintele onorific al Crucii Roșii pe județul Hunedoara, și altul că eram în adunarea episcopală. Dom'le, dar ce căutați? Ba președinte onorific, ba adunarea episcopală, suferează de... E o întrebare tendențioasă asta. Suferează de dor de funcție sau ce? Care era problema? Nu, dar știți cum... Trebuia să fie moloț peste tot. Da, aici am greșit și mi-am meritat soarta. Când au venit de la Crucea Roșie, au spus, domnule, haideți că vedeți, că știți, că puteți să ne ajutați, că dacă personalitatea dumneavoastră, că unele dintre sectoarele din Crucea Roșie, sau cum se chemă ele, mor, haideți filiale. Să le revigorăm. Filiale, așa. Și am zis, domnule, dar eu nu mă pricep la nimic, vă rugăm. Am zis, bine, hai, fie și chestia asta. Că nu eram implicat la nimic. Da, vreau să aibă președinte onorific. Cred că e o chestie de reminiscență, așa, de... Și eu am mușcat-o. Bun, și aia cu adunarea, cum am spus, eparhială? Așa, ce e asta? Participam din partea civililor la ședințele episcopiei. Vă plăcea un pic. Credeți-mă că nu-mi plac ședințele. Dar... Da, dumneavoastră ați avut o chestie cu bisericile, cu astea, adică ați avut aplecare un pic spre... Păi am avut o aplecare fiindcă în viața mea am mâncat o rușine care cred că nici acum nu mi s-a șters. Aveam 21-22 de ani, era vară, eram la străi, că atunci nu ne permiteam să mergem la mare, hop-top, că la mine în familie eram patru persoane, tata era singurul salariat și
era sanitar uman la Mărtinești cu un salar sub 1000 de lei, ceva de genul ăsta, 700-800 de lei ce avea atunci, nu ne permiteam să ne facem vacanțele prin tot felul de locuri dorite de noi ca și tineri. Colectivul ne-a luat tot și ne-am trezit, tata cu doi copii mici, mama care fusese învățătoare a trebuit să renunțe la învățământ, dintr-o familie bogată, într-o familie sărăcuță. Și asta a fost rușine? Nu. Și spuneam că eram la Străi, la Simerea veche, la Străi, acolo ne adunam toate satele de prin jurul Simerii vechi. La râu? La râu. Ne bălăceam, mâncam, jucam cărți, ne jucăm cu mingea, în fine. Lângă mine, eu eram cu sora mea, lângă și alt tiner din Mărtinești, lângă noi, era pe un cearceaf doi indivizi. Și când am stat și am ascultat despre ce sau ce limbă vorbesc, ne-am dat seama că sunt italieni. Sora mea, care știa bine italiana, era autodidact, a zis: Marinela, du-te și intră în vorbă cu ei. A intrat în vorbă cu ei, aia a fost încântat că au găsit în zonă pe cineva cu care să se înțeleagă. Imprudența tinereții. I-am invitat la noi acasă, la Mărtinești. Vă dați seama ce a însemnat asta? Da, problema comunismului. A doua zi, tata, eu, că eu eram major, atunci cred că sora mea nu, cu declarații, cu securitate, cu... De unde cunoașteți? Ce ați făcut? Ce ați vorbit? În fine, nu asta a fost marea problemă. Și după ce au mâncat, când au intrat spre locuința noastră de la Mărtinești, au văzut două biserici. Și au zis: putem să le vizităm și noi? Atunci am crezut că pică tavanul pe mine, m-am uitat la mama, mama fiind fată de preot, tata... Am făcut o grimasă, păi am invocat că nu-i cheie, că... În fine, să nu mai lungesc, m-am dus la preot, preotul era coleg, bunicul meu din partea mamei era preot, colegi se cunoșteau bine, noi eram într-o relație bună și m-am dus la părinte, uite, am niște, bă, Mircea, bă, dar tu nu știi cum arată bisericile noastre, toate cu igrasie, căzută... te încuia la una, într-una dintre ele nu se mai făcea slujbă de ani de zile de când a venit comuniștii, că era unită. Așa. Și se făcea numai în cea ortodoxă, dar atât, că erau pereții și restul erau toți. Și am dus. I-am dus și s-au uitat la noi, s-au uitat la ei unul la altul. A fost cu bun simț, dar ne-a fost suficient să vedem expresia feței lor că, Doamne, în ce hal arată, cum ați putut-o să arătați, nu te lăsa nimeni să pui un leu pe biserică. Deși atunci, cu alți tineri din Mărtinești, am zis: bă, când terminăm facultățile, măcar să o tencuim. N-am făcut chestia asta, nu? Dar Dumnezeu m-a ajutat de-am ajuns președintele Consiliului Județean. Și printre monumentele sau punctele strategice care erau considerate strategice, că erau puncte de atracție în județul Hunedoara, în județul meu turistic, am găsit forma legală și am modernizat mai bine de 80% din bisericile din județul Hunedoara. A, deci asta a fost unul dintre motivele pentru care v-ați apucat spre locașul de cult. Pentru care m-am plecat și am vizitat foarte multe biserici, nu erau ca și a mea din Mărtinești,
dar erau într-un hal de degradare, după care a venit episcopia și, și așa mai departe. Domnul Moloș, 5 minute de emisiune mai avem. Nu prea am înțeles ce am făcut noi în emisiunea asta, că numai promovarea electorală n-am făcut. Da, o să mă întrebe lumea, domnule, de ce te duci acolo așa, să te tot plângi de viața ta? Dumneavoastră m-ați dus spre lucrurile astea. Păi, acum nu spuneți că eu v-am dus, că dumneavoastră sunteți vulpe bătrână, domnul Moloș. Dumneavoastră sunteți suficient de hârșit, ca să spun așa, prin chestiile astea. În care eu l-am dat, eu am dat două pliante simple, modeste, o scrisoare în care am cam spus ce am făcut. Da, unul am și eu aici. Și pe verso am câteva idei. Sigur, nu o să mă mai apuc acum să spun, domnule, capitalul meu îl voi face dacă construiesc sau modernizez în continuare drumuri. Este obligația ta de președinte, drumurile județene să le ai, să extinzi rețelele de apă, să faci, să faci, să faci. Să ai grijă de deponeu ecologic, să ai grijă de centru de afaceri de la Simerea, să îl pui în valoare cele două, să le pui în valoare cele două parcuri ale parcuri industriale din Călan și din Hunedoara. Deci sunt niște chestii firești. În schimb, programul meu, și l-am scris doar pentru 4 ani de zile, este să fac ceva nou în județ. Și repet, un program major, un lucru serios. Și am plecat de la ideea că partea asta centrală, vestică, un pic, avem o pânză freatică cu apă termală care n-am exploatat-o. Eu am lansat chestia asta și pe Facebook, pe online, pe tot ce mi-a stat la îndemână și m-au întrebat câte unii, bă, dar de ce n-ai făcut-o când ai fost asta președinte? Asta vreau să vă întreb și eu acum, până acum ce ați păzit? Am păzit județul, domnul. Am păzit județul și a trebuit să-i fac infrastructura ca să-l fac după aceea să vină la mine oamenii. Dar nu ați mai apucat. Poftim? Nu ați mai apucat din poziția de președinte. Și n-am mai apucat. Deci următorul pas care era să fac o asociere cu primăria de la Vața, să punem în valoare stațiunea Vața, fiindcă toți la Felix s-au oprit și din fericire pentru noi avem stațiunea, dar pânza freatică merge inclusiv la Gioaciu, băi, merge la Călan, merge la Rapor, la Feredeie. Noi putem face Felix în toate aceste localități. Mai ales că sunt axe pe fonduri europene. Și atunci am spus, nu vreau nimic altceva decât parteneriate cu primăriile și transformarea localităților în zone balneo. Vața, Deva, când eram viceprimar când s-a construit telecabina, și când s-a făcut o groapă pentru un pilon ăla de susținere, ieșea apă termală cu diametru serios. S-a băgat în pământ. Aia trebuie exploatată. Pe vremuri, păi bun, dar telecabina e destul de... E la altitudine acolo. E ceva. Unde? Ați spus că atunci când s-a săpat pentru telecabina. Jos la... jos la baza dealului. Da. Mm-hmm. Jos la baza dealului. Gioagiu încă nu-i pus în valoare. Când s-a modernizat Gioagiu pe fonduri europene, iarăși au fost niște construcții, au făcut niște gropi și ieșea apă termală. Apă termală care o puteai să o extinzi la toate pensiunile, la toate hotelurile care sunt acolo, toate familiile. O pot folosi și pentru căldură și pentru tratament. Vața închisă, lăsată în paragină, știți ce a făcut lumea? Lângă gardul ei au făcut o groapă, vine apă termală și merg și stau cu picioarele acolo să le treacă de durere. E păcat. Ungurii au știut să facă chestia asta, de aceea marea majoritate a românilor s-au urcă pe mașină vinerea și merg până la
Mocoi sau Bocoi, nu știu, Maco. Maco, așa. Se duc până acolo să stea două zile la apă termală, că au un aqualent. Noi de ce nu putem face? Suntem mai proști? Nu suntem mai proști. Mai indolenți. Și după aceea zice, și mai avem noi o caracteristică frumoasă, noi. Yeah. De ce să continui eu lucrurile care le-ai făcut tu? Las că fac eu altul și las pe la paragină. Și am 11.000 de exemple de dat. Dați-mi două. Unul foarte important. Vă aduceți aminte că prin 2005 am făcut un parteneriat public-privat cu o firmă din Belgia pentru construcția unui deponeu ecologic Petrila. La Petrila. Am avut înțelegere cu primarii de acolo, cu Consiliul Local și mi-a dat terenul pe actuala groapă de gunoi. Sau în apropiere pe acolo. Acum nu mai are groapă de gunoi, că l-am ecologizat eu după, da, din programul care l-am avut. A venit 2008, că la noi te omoară cu birocrația, cu hârtiile, trage, în loc să alergăm să le facem cât mai repede, nu știu cât să le țin în sertar ca să și eu le mai țin. Mai cerem o hârtie la hârtie. Și da, ne facem dosarul așa. De la Comunitatea Europeană venea dosarul așa și noi îl făceam da, așa. Da, da. Și am ratat-o, am intrat în Comunitatea Europeană, am zis, domnule, momentul să facem pe fonduri europene, ne-au fost repartate două deponeuri ecologice, unul în Valea Jiului și unul în restul județului, unde găsim amplasamentul. M-am dus din nou la Petrila, a spus, nu mai suntem de acord să facem parteneriat cu Consiliul Județean. Nu mai dezvolt. Am auzit, dar de ce să o facă Molo, să nu o facem noi? Lasă că venim noi la guvernare și facem noi. Bun, asta a fost una. Știi, asta este un subiect greu și lung. Da. Și a doua? Mai vine vreuna acum? A doua, pot să spun a doua, a treia, a patra, cele trei mari realizări, centru de afaceri, deponeu ecologic. Nu, care n-a mai fost continuat. Cea care n-a mai fost continuată, lucrul care n-a mai fost continuat. Care n-a mai fost... Biblioteca Județeană. Biblioteca Județeană în palatul ăla administrativ, care nou, ăla care e din 90, da, de 30 de ani acolo și văd că acum este mărul discordiei. Nu mai e atât de nou, da. Acum, poftim? Zic, nu mai e atât de nou acum. Era nou și el odată, da, ca toți. Am reușit să... Spațiile sunt aiurea. O proastă concepție. O proastă concepție. Acolo vara, acum... te coci și iarna înghezi de frig. Să nu mai vorbesc că numai, nu se poate face nici spital, nici nimic, n-are circuit. Deci sunt povești. Dar m-am înțeles cu primăria Deva și am zis, bă, partea de jos, uite, partea asta stângă e a mea, a Consiliului Județean, partea dreaptă este a primăriei Deva. Nu mă interesează primăria Deva și restul, prefectura, ce-au mai rămas pe acolo. Statistica. Eu, după ce am făcut chestia asta, m-am apucat, fiindcă locația bibliotecii județene putea să fie și poate să fie una mai frumoasă și la nivelul unei instituții de cultură județean. Ne-am apucat acolo și cred că 80% este terminat, investită, făcută investiție serioasă acolo. S-au băgat bani frumoși în... Din păcate, acum e în aceeași fază în care am lăsat-o. Am înțeles. Domnule Mulăț, am ajuns la final de emisiune. Ce le transmiteți celor care s-au uitat la dumneavoastră? Deci eu vreau să le precizez faptul că sunt... reprezentant al partidului ALDE, candidez la funcția de președinte,
am o listă completă de consilieri județeni, capabili, profesioniști și dornici de a-și pune cunoștințele în favoarea noastră a tuturor. Așa că, pe poziția 3, pe buletinul de vot, la președinte îl găsiți pe Mircea Moloț, la consilieri județeni găsiți partidul ALDE cu cei 40 de consilieri, pe care, dacă credeți, analizați, v-aș ruga să-i votați. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc succes în alegeri, poate ne mai vedem o dată pe parcursul celor două săptămâni de campanie electorală care au mai rămas. Stimați telespectatori, sunt Adrian Simeon, Mircea Ioan Moloț, candidat al de pentru președinția Consiliului Județean, a fost invitat în studioul Capital TV. Vă mulțumesc și noastră pentru atenția acordată, rămâneți în continuare cu noi. Nu mai bine.